Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit, bine ați venit la Deșteptarea României, cel mai ascultat program de radio la această oră în această țară. Știți demersul nostru, de un an discutăm temele importante ale României, încercăm să le găsim rezolvări sau gândiri comune între părți. Vorbim aici cu experți, cu politicieni, oameni care au putere de decizie, cu administratori ai României și vă invităm la un dialog echilibrat și cumpătat pentru a găsi soluții la lucrurile cele mai grele din fața noastră. Luna noiembrie a fost dedicată sănătății, un demers pe care probabil l-am așteptat întregul an, pentru că e cea mai complicată temă pe care o avem în față. Și după ultimele anunțuri și guvernamentale și internaționale, pare că tema sănătății va domina și anul viitor. Va fi principala noastră preocupare dintr-o sumedenie de motive, unul singur, dacă să mă gândesc astăzi la noua tulpină a virusului anunțată de către specialiști. Chiar la ora aceasta e o ședință de guvern, probabil că se vor discuta și primele măsuri legate de programul pentru sănătate. Noutatea este că certificatul verde va fi un instrument variabil, să-i spunem așa, pentru că va fi introdus la nevoie și scos când sunt puține cazuri. De asemenea, va avea loc probabil o pregătire financiară pentru zone de răspuns la pandemie, dar important este cum se va adresa acest guvern și problemelor structurale ale sistemului de sănătate. Aceste probleme noi le-am discutat săptămânile trecute, am vorbit cu voi despre rămânerea medicilor în România sau plecarea lor după caz și ați auzit concluziile doctorului Bică. De asemenea, am vorbit despre modul în care se finanțează spitalele din România și am văzut că lucrurile nu arată cel mai bine acolo. Astăzi însă vă întreb pe toți, domnule, care e de fapt din punctul vostru de vedere prioritatea acestui nou guvern? Adică cu ce să înceapă treaba? Să fie vorba de măsuri clare contra pandemiei sau investiții sau să se gândească la medici? La toate deodată nu putem să le facem pentru că nu avem banii necesari. L-am invitat alături de mine pe expertul în politici de sănătate, Vlad Mixici. Bună ziua, mulțumesc că ai venit alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vlad Mixici este un om care a lucrat în diverse sisteme de sănătate. În trecut a fost vicepreședinte al Agenției Naționale a Medicamentului, lider al Observatorului Român pentru Sănătate, care este o organizație neguvernamentală, și munca l-a dus să lucreze cu guverne și sisteme spitalicești din Asia Centrală până în Statele Unite, nu? Cred că e corectă evaluarea mea în momentul ăsta. Da. Anglia, Statele Unite, multe țări din spațiul sovietic și țări mai sărace decât România și țări mult mai bogate și mai așezate decât România. Țări mai sărace decât România. Recent pe Facebook-ul tău, Vlad Mixici, am văzut o postare, începând de la aceasta anecdotică, despre un spital dintr-o țară din Asia Centrală în care banii medicilor sunt plătiți în mod direct de pacienți, pentru că salariile sunt prea mici, am înțeles bine? Da, da, da. Salariul mediu al unui medic cu experiență, nu începător, acolo e de $150 pe lună. Poți să spui țara sau... Nu, e o țară din Asia Centrală, aproape de China, și din cauza asta, plicul cu care am fost și noi obișnuiți este constant, altfel oamenii n-ar putea să aibă o viață decentă. Iar în acest spital, care era este o maternitate, datorită șefului de clinică, care a reușit să-și convingă colegii ca jumătate din fiecare sumă primită în plic, indiferent de cine, portar, asistentă medicală sau medic, să fie pusă într-un fond comun al acelei clinici pe care ei o foloseau ca să renoveze clinica sau să cumpere chiar aparatură la mâna a doua din Europa sau din Deci, ca să înțeleg bine, în acea țară
cum se zice pe românește, șpaga era înjumătățită ca spitalul să trăiască. Cam așa, da. Ideea ar fi atunci, Vlad Mixiș, că sunt locuri unde e mai rău ca la noi, nu? Adică... Sunt. Vestea bună, ca să zic așa, pentru România este că la nivel individual medicii din România sunt peste media țărilor, cel puțin țările în care am avut o experiență practică directă și sunt suficient de multe, cum ziceam, de toate culorile și statute financiare. Vestea proastă însă este că în puține țări în care am lucrat am avut ocazia să văd așa o lipsă de coeziune a echipelor care lucrează în spitale și o dezorganizare a sistemului atât de pronunțată cât am avut ocazia să văd în România. Și problema aici este că un medic, oricât de bun ar fi profesional, niciodată nu va putea să-și atingă potențialul maxim profesional dacă lucrează într-un sistem care nu-l favorizează și nu-l ajută să facă asta, dacă lucrează într-un sistem care îl împinge să greșească, cum este, din păcate, de multe ori sistemul medical românesc. Ca să aveți imaginea completă a invitatului meu, Vlad Mixiș este medic de profesie, adică are o licență în medicină, în psihiatrie, nu? Acesta e obiectul său de activitate. Un masterat în politici internaționale de sănătate la London School of Economics, o specializare în management la Emory University din Statele Unite. Din noiembrie 2020 este membru în echipa de suport tehnic a Băncii Europene de Investiții. Este membru ales în bordul Alianței de Sănătate Publică și expert independent numit de Parlamentul European în Agenția Europeană pentru Securitate, Sănătate, Muncă. Foarte multe titluri, adică sunteți unul dintre românii care ar putea să lucreze și în afară, nu? Adică cu ușurință. Mă gândesc că... Bun, înainte de a lansa dezbaterea, de aici încep. Dacă ați fi, sau dacă ne-am gândit, de fapt, din punctul de vedere al lui Vlad Mixiș, care-i prioritatea dintre multele pe care noi le-am enunțat și le-am discutat? Am citit programul de guvernare, cel puțin partea de sănătate, și este corect articulată. Sunt multe lucruri acolo care trebuie făcute. Ar exista, din perspectiva mea personală, două priorități esențiale. Prima este legată de starea infrastructurii medicale din România, spitalele, adică. Dincolo de incendiile repetate, tragice, din ultimul an, să vă dau, părerea mea e că am avut noroc că au fost atât de puține, deși ele sunt multe. Există în România, de pildă, peste 100 de clădiri spitalicești care funcționează fără permis de securitate la incendiu. Există foarte multe clădiri care, în care funcționează spitale, clădiri care au risc seismic mare. De pildă, să vă dau un exemplu, și nu vorbim de orășele sau de sate, Iași, da? În Iași sunt 5 spitale care funcționează în clădiri cu risc seismic clasa 1, adică clădiri care la un cutremur vor cădea cu siguranță, cu certitudine, și una dintre aceste clădiri, în ea, funcționează o maternitate. 5. În Iași. Doar în Iași. Doar în Iași. Și Iașul nu e un caz rău. E orașul neapărat care atrage toți pacienții din Moldova. Da. Ca să îți reîmprospăteze această infrastructură foarte veche și îmbătrânită, care nu mai face pasul, nu mai ține pasul nici cu tehnologia medicală avansată, ai nevoie de 3 lucruri. Bani, capacitate, adică știință să faci aceste spitale, pentru că spitalele nu se fac la fel de ușor ca o autostradă sau ca un simplu bloc. Sunt niște proiecte și arhitecturale și tehnice și de organizare foarte, foarte complexe. Iar 3, ai nevoie de norme și standarde care, prin care să fim siguri că aceste spitale sunt construite cum trebuie, la nivelul anului 2020-2030 chiar. Bani în acest moment există, suficienți, în special din fonduri europene,
din împrumuturi acordate de instituțiile internaționale financiare și o parte și de la buget. Există bani suficienți pentru a-ți face aceste spitale. Know-how și capacitate și știință, din păcate, nici administrația centrală, nici administrația locală nu are suficientă, iar standarde și norme de calitate, ele sunt vechi de peste 20 de ani. Ok, haideți să dăm drumul la dezbatere. V-am explicat, la Deșteptarea României durează un pic mai mult dialogul între noi, e realizat în trei. Ne înarmăm cu răbdare, echilibru și cumpătare pentru a găsi mai curând soluții la problemele pe care urmează să ni le spuneți sau pe care le vedeți uneori chiar mai bine decât noi. Dragoș, salutare, ești la Deșteptarea României. Astăzi te întreb așa, din punctul tău de vedere, care este prioritatea noului guvern și al noului ministru al sănătății? Am să încep cu un lucru foarte simplu și este singurul pe care vreau să-l aduc în discuție. Acest guvern trebuie să învețe să numere. Pentru că aritmetica este foarte simplă. Avem nevoie de 100 de spitale. Câte avem? 70. Prioritatea guvernului trebuie să fie cele 30 de spitale care lipsesc. Pentru că vorbim de domeniul sănătății. Și așa se extinde peste tot. Eu, unul, dacă aș avea o putere ceva mai mare decât guvern și președinte, primul lucru care l-aș face a schimba Institutul de Statistică. Și dacă studiați fenomenul, o să vedeți că niciun prim-ministru nu poate să ia o decizie corectă privind domeniul sănătății, orice domeniu, dacă nu știe ce se întâmplă acolo. Iar la ora asta, deciziile primului ministru, ale guvernului, poate și ale președintelui, unele dintre ele se iau greșit, tocmai pentru că nu primește o raportare corectă. Primul ministru nu are de unde să știe ce se întâmplă în societatea mea, în casa mea, în spitalul meu, dacă nu se numără nimic sau se numără greșit. Și spun aceste lucruri pentru că eu provin dintr-un domeniu care m-a făcut să înțeleg acest aspect. Ce lucrați? Mă ocup de tranzacții imobiliare, am o agenție și în 2009 vă spun că atunci mi-am dat seama de lucrul ăsta și am mai adus la cunoștința guvernului prin scrisori și povești în sfârșit. Am constatat că în 2009, în timp de criză imobiliară, au fost mai multe tranzacții imobiliare decât în 2008, în boom imobiliar. Și am întrebat cum este posibil, că pe piață nu părea că se întâmplă nimic. Institutul de Statistică număra greșit. Da. Interesant ce spuneți, dar stai o secundă că vreau să lămuresc un lucru, că s-a luat cu numărul de spitale. De fapt, de câte spitale e nevoie? Există un așa calcul? Sau dacă pot să vă explic, ar trebui să existe o planificare centralizată, în fine. În acest moment sunt deja finanțate, adică banii există pentru trei spitale regionale și mai există în PNRR încă o listă de spitale din care urmează să se prioritizeze câteva. Care sunt cele trei? Cluj, Iași și Craiova. Craiova, exact. Da, Cluj, Iași, Craiova. Deci astea trei ar putea exista. Noi avem povestea aia veche care vine de ani de zile cu cele 8 spitale regionale. Banii ăștia din PNRR vin către... Deci trei, încă 5, nu? Ar mai trebui făcute, așa funcționează? Depinde în banii existenți din această listă care în prezent cuprinde 45 de proiecte. Urmează să se aleagă un număr în funcție de priorități și sperăm că prioritățile vor fi corect determinate, cum spuneați chiar dumneavoastră, bazat pe date reale, pentru că nu poți să îmbunătățești ceea ce nu măsori. Iar dacă nu măsori corect și dacă nu măsori ceea ce ne interesează pe fiecare dintre noi, atunci e imposibil să îmbunătățești un spital, activitatea unei clinici mici, a unui cabinet mic de medicină de familie până la asta, un spital mai mare. Cu cele mai bune intenții, nu vorbim de rea intenție sau nepricepere. Cu cele mai bune intenții se pot lua decizii greșite, tocmai pentru că nu se știe care este necesitatea zilei, pe termen scurt și pe termen lung. Aveți perfectă dreptate. Noi stăpânim necesitatea asta? Adică avem imaginea clară în România? Nu. Nu? Cum? Nu avem. Există, de pildă, să vă dau un exemplu, în România se măsoară și spitalele sunt plătite în special în funcție de cantitatea de servicii medicale oferite, produse, nu în funcție de calitate. Dacă vă întreb pe dumneavoastră la ce medic mergeți, îmi veți spune că merg la medicul sau la echipa medicală, da, pe care mi-a recomandat-o prietenul, da?
De ce nu mergeți la cel mai bun medic obiectiv vorbind sau la cea mai bună echipă medicală din oraș? Pentru că nimeni nu știe să vă spună în realitate care este cea mai bună echipă medicală, pentru că nimeni nu măsoară asta. Nu știm asta și nu știm multe alte lucruri. Am dat un exemplu care e mai aproape de pielea fiecăruia dintre noi. Pentru segmentul medical, mă scuzați că vă întrerup, aș face următorul lucru, pentru că eu cred că este necesar. În Europa există unități medicale mult, mult mai avansate decât noi, pentru că beneficiază de alte tipuri de societăți. Haideți să copiem trei modele de spitale, de ce au ei acolo atât de bun calitativ, și să le implementăm în România. Copiem identic, clădire, utilaje, absolut tot ce trebuie, la standard de 2021, ne facem un plan de 50 de spitale în toată România și indiferent cine vine la guvernare, că vine PSD, că vine nu știu cine, să respecte acest plan până se termine. Să fie prioritară atunci când se face bugetul. Pentru că degeaba facem planuri, cheltuim milioane de euro la nivel național, zeci de milioane de euro la nivel național pe studie de fezabilitate din 3 în 5 ani și de fapt noi tocăm bani pe niște hârtii pe care nu le folosește nimeni, fără nicio statistică corectă, fără un plan corect. Așa copiem cel mai bun spital din Europa. Copiem cel mai bun cabinet medical din Europa. Mă gândesc eu, după capul meu, că dacă tot le facem noi, nu le-am face proaste sau învechite. Le-am face deodată noi, așa mă gândesc, la niște standarde de 2021. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Aveați o remarcă? Sunt foarte bune, foarte bune lucrurile pe care tocmai le-am auzit. Cu o mică notă, din păcate nu e atât de simplu, nu putem să dăm copy-paste după un spital din Germania, de pildă, pentru că acel spital adresează problemele unei populații care are un profil de sănătate diferit decât e în România. Prin urmare, e nevoie de un specific care să fie adaptat și la tipul de populație din România, care are probleme de sănătate sensibil diferite, și la tipurile de practică medicală care există în România și care sunt diferite de, mai mult sau mai puțin, diferite de ce se practică în alte țări și care nu pot fi schimbate așa din degete peste noapte. 0372069599, mi-am dat seama că am uitat să vă dau numărul de telefon, dar cei mai mulți știu, 0372069599, care este prioritatea noului guvern în materie de sănătate, ce așteptați prima dată de la ministrul Rafila, sunt măsuri contra pandemiei, investiții sau măsuri care să-i privească pe medici. Ciprian, salutare, ești la Deșteptarea României. Bună ziua tuturor. Eu să am o întrebare de un alt tip, aș putea spune. Mi-aș dori foarte mult să știu când am putea vedea medicii uniți să ceară condiții mai bune pentru pacienți. Nu doar chestiuni de mări de salarii, de... Și vă explic pe scurt și de ce fac apel la acest răspuns. De, în ultimii 3 ani de zile am auzit foarte mult, foarte, foarte, foarte mult discutat doar subiectul medic. N-am auzit nimic despre profesori, despre alte ramuri ale economiei și ale oamenilor din România să fie ajutat să înainteze cumva. Și mai mult decât atât, acum când medicii au ajuns totuși la un nivel de trai foarte bun, nu i-am văzut să se unească, să spună, domnule, vrem și condiții mai bune pentru pacient, dar să-i vedem ieșind grămadă, la fel cum au făcut și acum 3 ani de zile, plângându-se că pleacă medicii din țară. Mulțumesc mult! Da, stai aici cu noi, nu fugi, că poate primești răspunsuri care nu-ți plac, așa e la un dialog. A, nu, chiar nu vreau să fug, am zis doar mulțumesc că... Da, te-am ascultat. Să știi că Vlad Mixić este și, adică e medic. Există, da, există aici o nuanță importantă. Un medic care lucrează într-un spital românesc care nu oferă condiții decente pentru pacienți, și sunt, din păcate, multe astfel de spitale în România, nu are nici el sau ea condiții decente de muncă, profesionale. Ca să vă dau un simplu exemplu, există, nu o să-i zic numele, există un spital județean mare, unul dintre cele mai mari spitale județene din România, unde există un singur duș
pentru 64 de asistente medicale. Unul singur. E așa să ai duș la serviciu, poate să fie văzut din afară ca un moft. Dar atunci când trebuie să faci gărzi foarte lungi, nu e un moft. Atunci când trebuie să stai 4 ore într-un combinezon în care transpiri în ultimul hal, din nou nu e un moft. Sunt foarte multe astfel de exemple. Am avut ocazia să vorbesc în ultimul an, prin prisma meseriei, cu câteva sute de medici din România și să știți că toți au spus și vor asta, vor ca să se îmbunătățească condițiile, să existe saloane cu un număr mai mic de paturi, în care să existe o baie pe salon, să nu fie o baie pe, sau două pe etaj pentru 30 sau 40 de pacienți, uneori și mai mult. Medicii sunt foarte conștienți de asta și poate nu dintr-un altruism, pentru că să știți că când te duci la medicină și dai admitere, nu-ți cere niciunde, nu te întreabă niciunde, nu e o condiție obligatorie să ai vocație de sfânt. Medicii, ca fiecare dintre noi, au o anumită doză de egoism, iar condițiile foarte proaste din spitale pentru pacienți îi afectează în egală măsură și pe ei, de foarte multe ori. Există această dorință, de ce nu se iese în stradă pentru asta? Păi în ultimii doi ani au avut atât de multă muncă cu această pandemie și există atât de multă epuizare în rândul personalului medical, încât, sincer vă spun, nu văd de unde ar mai exista energia aceasta, dar în esență aveți dreptate cu această nuanță. Da. Nu, ok, tare. Bun, Ciprian, mulțumim cu răspunsul. Sper să-i văd într-adevăr, pentru că așa cum a menționat și colegul nostru, să spun așa, e mult mai important ca schimbarea să pornească din interior decât din exterior. Noi, adică noi pacienții, impactul nostru ar fi mult mai mic și este mult mai mic față de cel pe care îl pot ei porni. De asta înțeleg acum, pe această perioadă de 2 ani de zile, da, este foarte grea. Dar nici în trecut n-am văzut absolut nimic pe tema asta și eu sper să văd pe viitor, dacă Doamne dă o dată de starea asta pe care o avem. Și cred că ar fi binevenită și normală și din partea voastră, a medicilor, să cereți asta pentru noi, pacienții. Și ar trebui să o faceți clar. Cineva ne spune, mulțumesc tare mult pe Ciprian, cineva ne spune pe Facebook, apropo, emisiunea este și pe Facebook, ne spune în felul următor că iar vorbim de medici și nu de pacienți și face o referire la salariul de 20.000 de lei. E corectă? Adică sunt salarii de 20.000 de lei? Lumea ar vrea să știe asta, probabil. Depinde de ce, probabil dacă se acumulează mai multe funcții, există posibilitatea, da. Dacă ești mai înalt în rang, adică... Plus... Nu numai, da, poți să fii și profesor și cadru didactic și alte, să fii implicat în studii de cercetare în spitalul respectiv, dar nu e aceste salarii nu sunt... Nu sunt media sistemului. Nu, nu, nu. Dar un medic în topul performanțelor sale, între 40 și 50 de ani... Depinde foarte mult de specialitate. Există specialități chirurgicale mai deosebite, nu știu, neurochirurgia, chirurgia cardiovasculară, unde se pot depăși cel puțin la stat 3-4 mii de euro, dar mai există evident și veniturile din mediul privat, pentru că România este un caz excepțional în Uniunea Europeană, un caz în care medicii pot să lucreze și într-un spital de stat și într-un spital privat, oricât. Deci își pot împărți timpul cum vor ei, nu există niciun fel de... Se mai întâmplă asta undeva în Uniunea Europeană? Nu prea, nu prea. Din câte știu, în Bulgaria există aceeași situație, dar în general când există astfel de dublă practică, cum mi se spune, această dublă practică este îndiguită, ca să zic așa, de anumite condiții. De pildă, nu poți să lucrezi mai mult de 25% din timp sau trebuie să ai un anumit grad profesional sau poți să acorzi în privat doar un anumit tip de consultații. De ce? Pentru că nu e vorba doar așa de demagogie sau de propagandă ideologică aici. E foarte important. Orice medic care lucrează peste 7 ore în fiecare zi, și există studii care arată asta, la fiecare oră în plus pe care o lucrează, crește rata erorilor medicale pe care acel medic le face.
pentru că e om, obosește, trebuie să se concentreze foarte mult și cu cât lucrezi mai mult și obosești mai mult, cu atât riști să greșești. Greșeala însă în actul medical poate să fie periculoasă pentru pacient, evident. Dan, salutare, ești la Deșteptarea României. Bună ziua, ascultătorul dumneavoastră, bună ziua dumneavoastră. Sunt medic ATI. Discutați mai devreme despre salarii mari în medicină. Da, eu sunt unul dintre cei care au salarii mari în medicină. Puse cap la cap 10 gări pe lună, plus o normă de muncă, totalizează în anumite luni peste 20.000 de lei pe lună. Asta înseamnă 300 și aproape 40 de ore lucrate. Într-o lună. Asta înseamnă mai mult de 10 ore pe zi. Deci asta înseamnă două norme de muncă puse cap la cap. Peste două norme de muncă puse cap la cap. Dar nu despre salarii discutăm, pentru că tema discuției de astăzi era despre ce facem cu sistemul sanitar în acest moment. Uh-huh. Cred că prima dată în acest sistem medical viciat în care unii lucrăm și alții vin să-și caute sănătatea pierdută, este ca finanțarea pentru sistemul sanitar să se traducă în finanțare reală pentru sistemul sanitar. Da? Contribuțiile virate de fiecare angajat din această țară să ajungă în sănătate. Nu o să se verse în chiuveta fără fund numită bugetul consolidat al statului și de acolo să fie feliat ce rămâne. Aș vrea să înțeleg mai bine asta, adică cum să se procedeze, cum ar trebui din punctul dumneavoastră de vedere. Variante sunt mai multe. Putem adapta, dacă vreți, că mi-e greu să spun replica, sisteme de sănătate funcționale din străinătate, sisteme de sănătate stat privat care funcționează în acest moment pe o bază limitată în România. Să facem concurență case naționale de asigurări de sănătate cu case private sau administrate privat de asigurări de sănătate, care vor avea controlul banilor într-o măsură, zic eu, mai bună decât ceea ce se întâmplă în momentul acesta. Am discutat săptămânile trecute exact despre acest lucru. Am ascultat emisiunea și concluzia a fost dureroasă și atunci. Nu cred că vin eu cu ceva nou. Da? Adică primul lucru pe care trebuie să-l facă noul guvern este ca banii care ar trebui să ajungă în sănătate să ajungă în mod real în sănătate. Prima dată să nu fie furați. Prima dată să fie alocați așa cum trebuie să fie alocați. După care, legile în ceea ce privește siguranța pacientului au fost armonizate cu legislația europeană. Ei, discuta invitatul dumneavoastră acum câteva minute despre spitale din Iași. Și cred că primul spital care îmi vine în minte și în care mi-am făcut o bucată din rezidențiat, ne referim la Spitalul Județean Sfântul Spiridon, funcționează în clădiri vechi de 200 și de ani. Da. La modul propriu. Chiar ne scria cineva pe Facebook că igiena de acolo lasă de dorit, e opinia unui pacient, o iau ca atare. N-am văzut spitalul acela de ani de zile. Din nefericire, este o realitate crudă. Pentru că strict tehnic, obiectiv, da, într-adevăr, părerea pe care vă expun eu este una eminamente subiectivă, dar obiectiv privind lucrurile într-o structură de clădire veche de 200 și de ani de zile, nu poți să asiguri spațiile pentru fiecare pat, cubajul pe fiecare pat, să construiești structuri noi pe o structură care la primul cutremur se dărâmă. Pe de altă parte, mare parte a spitalelor monobloc sau pavilionare care există în acest moment în România sunt construite în anii 60-70, o structură care are deja 50 și de ani de zile. Ce mai putem noi să facem structural ca să o aducem la standardele europene coerente altfel de îngrijire a pacientului? Cum vreți să ne îngrijim de pacienți în momentul în care structura în care sunt îngrijiți acei pacienți este viciată fundamental? Da, eu nu pot să vă răspund la întrebarea asta și înțeleg problema pe care o ridicați. Și eu și Vlad Mixiș ne-am uitat pe programul de guvernare la capitolul sănătate,
îndrăznesc să spun, adică nu vreau să plec la drum cu rea credință sau să mă acuze cineva de rea credință, îndrăznesc să spun că multe dintre lucrurile pe care le-am văzut acolo sunt pe hârtie. Sunt pe hârtie și cam atât. Adică eu nu trag mari speranțe pentru că nu văd de ce s-ar schimba acum ceva în mod fundamental în materie de investiții în sistemul de sănătate. Deci nu pare rău să vă zic eu lucrul ăsta. Nu știu, dar dați-mi voie să întreb pe Vlad Mixiș. Care e de fapt dificultatea majoră a României în a înălța niște clădiri moderne? Adică de ce nu ne reușește că la autostrăzi? Înțeleg că vin trei spitale acum, că astea-s mai aproape, dar unde ne blocăm major? În primul rând, cum am mai zis, construirea unui spital e o întreprindere mai complexă decât o autostradă. Pot să fiu Vă spun experiența pe care am avut-o într-un proiect de construcție a unui spital în afara României, unde echipa care era la primire, adică clientul în acest caz la noi în România, am fi noi, statul, da? Așa. Clientul avea o echipă de 125 de oameni care nu făcea altceva decât să verifice tot ce fac executanții clădirilor, cei care făceau fluxurile, construiau, amplasau aparatura medicală și așa mai departe. În România, în acest moment, nici autoritățile centrale, nici cele locale, nu numai că nu au suficient personal care să aibă această știință, dar și dacă ar vrea ca să aducă acest personal care există, fie în România, fie în afară, există astfel de oameni, dacă ar vrea să-l aducă, nu ar veni să lucreze, pentru că nu există nici instituții în care să lucreze, să te duci și să lucrezi unde, la Ministerul Sănătății sau într-o agenție pe un salariu de 1.500-2.000 de euro, când pe piața liberă poți să câștigi de 3 ori mai mult, e complicat. Deci sistemul în acest moment nu are regulile și condițiile care să ne permită să avem această capacitate umană. Putem să promitem 40 de spitale, da? Cum am zis, una dintre problemele cele mai mari este... Promitem 45. Da, una din problemele cele mai mari cea legată de finanțare este în suficientă măsură rezolvată. Avem bani, România are bani în acest moment. Mai e nevoie de celelalte două lucruri. Aici m-ați surprins, pentru că noi credem că la stat sunt foarte mulți oameni și foarte bine plătiți. Ăsta e... Da, nu e un loc comun. Nu e cazul în acest domeniu punctual. Repet, pentru a face un spital ai nevoie de echipe în care să lucreze ingineri, arhitecți, specialiști în sisteme de management care sunt foarte complicate în spital, medici, farmaciști, specialiști în aparatură medicală, specialiști în IT medical, care e o disciplină de sine stătătoare. Deci e vorba de ceva foarte, foarte complex și complicat. Există astfel de echipe în zona privată. Există. Există astfel de echipe care lucrează la nivel internațional, echipe multinaționale, dar statul român trebuie să aibă posibilitatea să-i atragă. Ei, nu are această posibilitate pentru că nu le oferă condițiile necesare. Dacă am auzit acum de mărire de salarii, va ieși scandal. Dan, cred că... sau, de fapt, care e semnalul pe care îl aștepți de la actualul guvern? Că, uite, o să iasă din ședința asta de guvern și bănuiesc că în săptămânile următoare te vei uita după un anumit lucru care îți va da ție încredere sau nu. Care ar fi acela? Sunt atât de multe încât cred că mi-e imposibil să mă opresc la un singur aspect. Pentru tine, ca medic ATI. Din punctul meu de vedere ca medic ATI, atâta timp cât nu vor pune piciorul în prag în ceea ce privește campania de vaccinare, și asta în sensul accelerării ei, să știți că noi suntem tot oameni. Nu suntem nici îngeri, nici făcători de minuni, nici clarvăzători. Nu facem minuni, nu dăm zile și nu vedem în viitor. În momentul în care pacienții ajung în terapie intensivă, sunt deja la faza în care ei nu se mai pot lupta pentru viața și pentru sănătatea lor, trebuie să o facă altcineva. Și din nefericire, ceea ce a tot apărut în spațiul public cu pacienți COVID, care imploră să fie vaccinați, deși ei sunt
dincolo de ce se mai poate face terapeutic și vaccinul n-ar folosi la nimic, da? Atâta timp cât campania de vaccinare nu este sistematizată și găsită o soluție să creștem rapid rata de vaccinare la nivelul populației generale, suntem condamnați să repetăm greșeala asta istoriei, da? Poate mai amplu decât s-a întâmplat în valul 4 pe care tocmai l-am depășit la nivel de coamă. Da, mulțumesc tare mult. O să păstrăm acest mesaj, căci e foarte important. Sunt curios, guvernul a anunțat o țintă de 10 milioane de persoane vaccinate în următoarele 90 de zile. Lipsesc cam 2.300.000 din toată treaba asta. Vedem cum se poate întâmpla. Gabriel, salutare, ești la Deșteptarea României. Salutare, Cătălin, salutare, Vlad. Mă bucur să vă aud și eu mulțumesc că mi-ați dat ocazia asta. Din punctul nostru de vedere, sau din punctul meu de vedere, o spun al nostru pentru că o să înțelegeți de ce, lucrurile pot fi schimbate și vin aici în legătură cu antevorbitorul meu din interior. În primul rând, ce am făcut noi? Noi, ca când spun noi, spunem noi antreprenorii. Ne-am uitat să vedem cum funcționează un spital, cum funcționează oamenii dintr-un spital, care sunt problemele lor. Și am întrebat mai mulți manageri de spitale. Și prima problemă pe care au pus-o, n-au pus-o nici finanțarea, n-au pus-o nici dotarea, n-au pus-o tehnica, n-au pus capabilitățile oamenilor din punct de vedere medical, ci au pus comportamente de tipul lasă că merge și așa, comunicare defectuoasă între echipe și alte genuri de comportamente care sunt perpetuate în general și în societatea românească, le vedem în multe locații. Și atunci noi am decis, pentru că nu vrem să auzim să se facă, nu vrem să auzim să facă cineva, să așteptăm de la guvern, de la vreo entitate, autoritate, am inițiat un proiect care se numește EduHealth și în care EduHealth, sub Fundația Romanian Business Leaders, de care sunt convins că trebuie că ați auzit, da. Pentru că ați lucrat, probabil, mi-aduc aminte, și cu Repatriot, un alt proiect de marca al RBL-ului, și ne-am gândit să mergem în spitale, să facem acele analize organizaționale care se fac într-o organizație, în toate corporațiile din lume, dar și în organizații mai mici, să vedem care sunt adevăratele probleme la nivel de comportamente, la nivel de gândire. Și să facem intervenții de tip coaching, training, pentru toți oamenii care au nevoie de așa ceva, astfel încât echipele din spitale să lucreze mult mai bine. De comportamente. Da. Dar ce ați constatat? Adică ce e pe primul loc așa când s-a făcut studiu? Ce îi supără cel mai tare pe pacienți în relație cu oameni? Ce înseamnă pe comunicare? Pe managerii de spitale îi supără cel mai tare și am întrebat 4 manageri până în momentul de față. Comunicarea între echipe. Asta e pe primul loc. 2. Sistemul lasă că face altul sau lasă că merge și așa. Da? Apropo de anumite situații în care e mai mult sau mai puțină mizerie, nu se repară, nu se fac lucruri, da? În spitale. Deci e vorba aici de comportamentele oamenilor. Iar în relația cu pacienții, da? Comunicarea între medic și pacient de multe ori este defectuoasă, sau comunicarea între asistent și pacient. Mai departe, comunicarea între personalul medical, oricare ar fi el, cu aparținătorii. Acei aparținători care vor să știe, cea mai întâlnită întrebare, și am întrebat mai mulți manageri decât cei 4 în spital, este dacă pacientul a mâncat. Puteți să vă imaginați lucrul ăsta? Deci oamenii au nevoie de niște informații. Și noi căutăm astfel soluții legate de aceste informații, cum pot ele să ajungă în mod legal, ținând cont de GDPR, de toate astea, către aparținătorii pacienților, de la acei pacienți care nu pot vorbi, pentru că e o cauzuistică destul de largă, din câte am înțeles. Ne pricepem la actul medical, ne pricepem la crea organizații cât mai performante. Și asta este, ca organizația să fie performantă, da?
Dar dincolo de aspectele legislative, dincolo de aspectele de tehnică medicală, de pregătire, sunt și aspectele comportamentale. Dar asta înseamnă aspectele... că avem o problemă mai profundă decât, cum să zic eu, doar banii care vin de undeva sau capacitatea de a construi. Pentru că dacă nu reușim să ne comportăm bine noi între noi, avem de suferit. Exact, ăsta este subiectul în orice organizație. Da? O organizație poate deveni performantă atâta timp cât, indiferent din ce domeniu este, atâta timp cât ea funcționează coerent, corect și după niște reguli bine stabilite, dar în același timp oamenii să fie proactivi, oamenii să înțeleagă că lucrează într-un sistem în care unii depind de ceilalți și în care sunt cu adevărat respectați, apreciați, pe de-o parte, în același timp dau și către societate. Am făcut și câteva emisiuni, să spunem, dar sunt online, dar așa am întrebat și medici din spitale din străinătate, români care lucrează în spitale din străinătate. Și vom avea în continuare, vrem să aducem expertiza lor pe domeniul comportamentelor, pe domeniul activităților pe care acolo sunt în rutina zilnică, da? Să le aducem către noi și să-i ajutăm pe oamenii din spitale să le învețe. Da. Să facem o educație în interior, pentru că noi vedem mai profund această problemă, putem să punem un medical super, un spital la Iași extraordinar de bun, la Craiova, la Cluj, oriunde, și ne vom trezi că acolo vor ajunge aceiași oameni cu același gen de comportamente și într-o perioadă relativ scurtă de timp lucrurile nu vor funcționa la nivelul la care ne dorim, ca la standardul mondial pe care ne-l dorim. Mulțumesc mult, Gabriel, pentru acest comentariu. Vlad Nixić, există în vremurile în care lucrați pentru Observatorul Român de Sănătate, există analize calitative de genul ăsta? Adică pe relația pacient-medic sau relațiile între persoane? Există mai degrabă un raport referitor la calitatea actului medical pe datele care sunt colectate și raportate. Cum le percepem? E nu doar Observatorul Român de Sănătate, sunt și alte studii care arată clar o lipsă de satisfacție a pacientului român față de felul în care se comunică în spital. Dar ceea ce spunea Gabriel mai departe e foarte important și să știți că nu e deloc ceva așa vânat de vise. E ceva foarte concret. Există în Statele Unite metode aplicate spitalelor și organizațiilor spitalicești prin care se poate ajunge la astfel de schimbări de comportamente a echipelor medicale, cum v-am spus și la început. V-am spus că individual suntem peste medie. La nivel de echipă și de organizație, în puține locuri am văzut ce am văzut în România, din păcate. Și aceste metode sunt aplicabile și dovedit îmbunătățesc lucrurile, dar în Statele Unite a început această reformare în 1999. A durat 20 de ani ca acest efort să devină ceva existent la nivelul întregului sistem. Să se simtă, da. Felicia, salutare! Bine ai venit la Deșteptarea României! Medic sau pacient? Pacient și aparținător al pacienților, ca să zic așa. M-am gândit la mai multe discuții, dar cred că cea mai dureroasă și cea mai importantă ar fi o perspectivă a pacientului care, din păcate, și în aceste zile este nevoit, și zic nevoit intenționat, să dea șpagă. E un subiect de care încă ne temem, dar încă este extrem de mult aplicat în spitalele noastre. Adică ai dat șpagă? Stai, să scăpăm la ce face guvernul, vreau să știu dacă ați dat șpagă în ultima vreme, da? Da, și să știți că mi s-a solicitat, da? Solicitată, da? Nu acum, acum câțiva ani, să schimb lei în euro de către personalul medical. Iar când ești aparținător a unui pacient oncologic care intră în operație, respectiv mama, și nu știi, da, în ce direcție să o iei, credeți-mă că oricine face ce am făcut și eu. Da, sunt convins. În condițiile în care, într-un salon, da, sunt 6 pacienți și toți au făcut același lucru, plecând de acasă cu gândul că nu mai dau la nimeni un leu, da? Îți este frică și dai. Da.
Sunt opțiuni aici și eu știu de un mecanism pe care Ministerul Sănătății l-a construit în ultimii ani. Da, aici să știți că, după părerea mea, nu sunt opțiuni și comentariul meu este foarte clar. În acest moment, orice medic, asistent medical sau profesionist care lucrează în sistemul medical românesc vă cere șpagă sau condiționează, notați numele și reclamați-l imediat la procuratură. Sunt nume cunoscute, Uitați, vă dau da, un exemplu. Repet din nou, notați numele, vorbiți cu un avocat. Credeți-mă, și nu avem raportați. Ce să vorbim. Sunt cunoscuți inclusiv, nu știu, vă dau zeci de exemple. Sistemul de protezare în România, da? Nu cred că există cineva care să nu cunoască cum stau lucrurile, da? Care pacienți primesc proteze, care nu. Sistemul, s-au făcut flagrante, s-au arestat, sau sunt dovezi și sunt pe locul lor. Adică nu li s-a întâmplat niciodată nimic. Pacienții sunt extrem de descurajați. Gândiți-vă că nu există nicio speranță în acest sens. Deci nu poate fi, cât nu se dau exemple reale, da, cu medici care vor intra efectiv la închisoare și vor executa această pedeapsă, da? Nu se va schimba nimic. Dar eu cred că sunt câteva cazuri, adică nu cred că sunt mă înșeală memoria. Sunt extrem de puține. Nu, sunt extrem de puține. Câteva la Cluj, au fost cazuri la Piatra Neamț. Avem un medic ridicat de la Brașov că e celebrul caz. De la Brașov, că, e celebrul caz, da, da, corect. Reclamat de Marian Godină sau lui Marian Godină, da. Dar vedeți că lucrurile au funcționat acolo. Cineva a fost învățat ce drum să urmeze și lucrurile s-au rezolvat și este exact așa cum spuneți voi, un om cunoscut despre care, da, chipurile tot așa vorbeau pacienții că se știa, nu? Și zice, domnule, ce facem în situația... În situația asta, uite, asta se poate face. Mie mi se pare complicat, mie mi se pare imposibil atunci când ești pacientul și aștept, cum să vă spun, ești în durere și aștept să ți se rezolve o problemă medicală gravă. Dar nu cred că ajunge nimeni într-o situație plăcută și are timp să... Sau nu știu dacă în momentele alea te poți gândi la o anchetă, la... Tu vrei să ți se rezolve problema, mai ales când ești după, un pacient oncologic. După, aveți dreptate. În acel moment nu se poate. Dar după, și știți de ce, nu există nici o scuză pentru un personal medical în acest moment există, în România. Dar nu există. Sunt cei mai educați oameni, sunt cei mai învățați. Este clasa high level superioară, da? Cum a ajuns, da, în condițiile în care, da, salariile lor au crescut și, da, sunt foarte multe salarii, peste 20.000 de ron, da? Vorbesc de, inclusiv un medic specialist, salariul de încadrare este de 10.000 de ron într-un centru universitar. Vorbim de salarii mari, ok, salariile nu sunt la nivel european, sunt de acord, dar sunt mult peste media României, până la urmă, asta e, adică nu poate fi o discrepanță, un inginer are 3.500 de lei, 4.000 de lei, da, un medic are 20, sunt de acord că muncește mai mult, că a învățat mai mult, dar diferența nu poate fi atât de mare, adică nu poți să ai un salariu de 50.000 de ron, da, și un inginer de 4.000 de ron. Da. Acum nu judecați totul în absolut, pentru că nu toți medicii câștigă sumele astea de bani, să ne înțelegem un pic. Există lucruri, specializări diverse și da, poate sunt și medici foarte bogați. De asta nu e bine să mergem în generalizare. Dar nu este generalizare, exact, nu este generalizare, dar este o diferență, da? Între oricare alt nivel... un inginer, un învățător, un profesor, da. Adică luăm clasa inferioară. Este o diferență de foarte mare deja în România. Da? Eu sunt de acord că ar merita să câștige oricât. Nu pot eu. N-aș putea niciodată să... mă înțelegeți ce vreau să zic? Da. Cât ar trebui să câștige un medic? Un chirurg bun poate să câștige, din punctul meu de vedere, 100.000 de euro pe lună. Sunt chirurgi care poate chiar îi merită. Dar nu ar trebui de aici opriți, da? Sunt situații în care oamenii ajung să-și vândă bunuri, să ajungă la spital. Sunt oameni care nu se duc la spital, da? Și trăiesc cu gândul, nu se duc că nu au bani. Am și să asta este premisa lor. Vă dau eu un tip de soluție aici. Mulțumesc tare mult, Felice. Încerc să mai fac loc la doi ascultători. Semnalul politic.
care contează foarte mult într-o țară. Ori semnalul politic a fost greșit în anii ce au trecut, apropo de chestiunea asta, și atunci când ai semnale politice greșite, ele se răspândesc în societate ca atare. Uite, asta ar putea să aibă de făcut domnul Rafila, să găsească o soluție la povestea asta. Raluca, salutare, bine ai venit la Deșteptarea României. Bună ziua tuturor! Este prima dată când intru în direct la Europa FM. Ca și prioritate, din punctul meu de vedere, ar fi, lângă faptul că există frica românului de a nu se interna în spital ca să nu plece cu alte boli acasă, asta este frica numărul unu, da. Cazuri concrete care le-am pățit și eu. Cel mai important lucru, noi românii, dacă vrem servicii medicale de calitate, trebuie să și investim în medici ca să ne dea servicii medicale de calitate. Și vă dau un exemplu concret. Am un copil cu nevoi speciale, cu malformație genetică, care are în spate mai multe afecțiuni, între care și neuromusculare, la care a trebuit să-i fac o intervenție chirurgicală pe banii mei, într-o altă țară, minim invazivă, în condițiile care puteam să le fac în România. Dar de ce nu s-a făcut în România? Pentru că medicii români mi-au dat o altă alternativă, că noi putem să rezolvăm problema aceasta, dar făcând altceva, care din punct de vedere motor, neuromotor și recuperator, însemna să stea în gips 6 săptămâni și să o iau cu recuperarea de la zero. Adică dacă eu vreau o soluție mai bună și sunt dispusă să o plătesc, un ban am pus peste asigurarea mea medicală, de ce să nu fac în România? De ce să mă duc în altă țară? Eu nu pot să răspund la întrebarea asta pentru că nu înțeleg sistemul pe deplin. Probabil că sunt mai domnul multe. Domnul doctor știe despre ce vorbesc. Cu siguranță, da. La noi este un sistem birocratic imens. Deci dacă vrei să faci ceva în altă țară, până când ajungi acolo, există șanse să nu mai ajungi. Da, și din păcate sistemul e reglat și a început să fie reglat de așa manieră încât pune astfel de bariere birocratice în fața pacienților, tocmai pentru că orice pacient care face asta ia din banii care ar trebui să rămână în sistemul medical românesc și cum ați făcut și dumneavoastră. Și e exact întrebarea pe care ați pus-o. Da, exact. Dar banii pe care i-ați dat dumneavoastră, să spunem, dacă ați fi avut o asigurare complementară în România, ați fi putut să folosiți această asigurare complementară pentru a face operația respectivă într-un spital din România. Deci banii ar fi rămas aici. Poate. Dar nu se poate. Exact, da. Pentru că acea tehnică pe care noi am acceptat-o să facem, era minim invazivă. Probabil nu e acoperită de pachetul. Nu știe nimeni să o facă în România, nu că e noi acoperit, nu știe nimeni, se numește miofasciotomie. Nu, un mare medic din Iași m-a întrebat că am fost ca să fac acel formular și mi-a zis, ce intervenție este aceasta, că noi n-am auzit de ea. Și am zis că este o intervenție care se face. Și de ce nu se predă în cărțile noastre? Păi nu pot să vă răspund la întrebarea asta, am spus. Da. Și lucruri pe care mulți părinți ca mine sunt nevoiți să le învețe singuri și să ia decizia cea mai bună pentru copilul lui, pentru că în România nu se investește în partea asta. Da, bănuiesc că există un decalaj, da. Dar aici, da, sunt surprins pentru că în mintea noastră, sau cel puțin așa funcționează, un medic de top ar trebui să știe niște limite sau ce fac confrații lui din alte țări, nu? Mai bine și să poți să-i trimiți acolo, nu? Nu. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că există un fel de plafonare profesională al medicului când ajunge la un anumit nivel. Eu nu cred că... Dacă statul România zice, hai domnule, îți dau ție 10.000 de euro să investesc în tine și să vezi alte tehnici medicale care să aducă nouă mai mulți bani. Nu să se ducă eu, cu banii în altă țară. Foarte interesant caz. Credeți-mă că banii ăștia și recuperează în 3 luni. O secundă, Raul, ca să primim și da, o observație foarte simplă e că, într-adevăr, știu și eu, de multe ori medicii investesc în propria lor educație medicală. Iar felul în care investesc și cât de mult încearcă să se țină la curent cu cu tehnologia nouă care apare, depinde de la om la om. Cum spuneam, nu există
niciun fel de mijloc prin care ei sunt stimulați să facă asta, cum există în alte, în alte sisteme, chiar din Europa. Da. Raluca, mulțumesc, mulțumesc tare mult. Mai avem 5 minute la dispoziție. Cineva ne spune pe Facebook că ar trebui să continuăm să-l invităm pe doctorul Rafi la în studio. Sigur că vom face asta. La un moment dat sperăm să-l aducem la România în direct. El de-al mintere a fost la Europa FM în săptămânile trecute. Nu se ferește de presă, am remarcat eu, dar acum ca ministru e mult mai complicat să dai răspunsuri, iată, la toate întrebările care se ridică. Gabriel, tu închei deșteptarea României, te ascultăm, hai să plecăm cu prioritatea ta. Mă bucur, bună ziua tuturor. Eu vă vorbesc și în calitate de pacient, dar și în calitate de investitor în sistemul medical. Și durerea cea mai mare este aceea că nu prea mai ai cu cine lucra, din punct de vedere moral. Moral, și insist pe chestiunea asta, pentru că din, să zicem, 30 de medici cu care eu colaborez direct, dacă 4-5 sunt medici, restul sunt, cum să vă spun, niște oameni interesați absolut de bani. Și îmi asum aceste lucruri. Deci eu personal nu mă tratez în România. Dar asta este dureros și vă spun că de ce am decis să investesc în sistemul medical în România, în sistemul privat, dar atenție, eu sunt și un mare donator la stat. La sistemul de stat am contribuit la cumpărarea de aparatură pentru spitale și așa mai departe. Dar asta nu are legătură. Durerea asta este și insist pe ea. În 30-32 de ani de lipsă de educație în România, la modul general, și sistemul medical a avut de suferit tot atât de mult. Foarte mulți au mers la facultate de medicină pentru a avea un viitor asigurat, fără să fie numai decât cum să spun, competenți. Să aibă vocație. Sector. Asta spuneți, au mers vocație, fără bravo. Vocație. Nu-mi venea cuvântul. Mă scuzați, eu vorbesc foarte mult altă limbă în cursul zilei și mai ales acum am și puțină emoție. Este mult timp de când n-am mai vorbit la domnul Moise Guran, am vorbit ultima dată discutând de probleme asemănătoare. Au ajuns medicii să-ți ceară ție clinică privată 80% la negru din valoarea consultației. Vă las pe dumneavoastră să judecați ceea ce înseamnă lucrul ăsta, da? Deci tu când vii la clinică și aprinzi lumina deja, îți încep a se contoriza cheltuielile. Iar medicul spune, a, știi, șefule, lasă, câte 150 de lei consultația, dă-mi 80% în negru. Deci ăsta este absurdul situației. Dar am avut medic, chirurg, mare chirurg cunoscut, nu pot să dau nume, nu așa. Omul a plecat la o vârstă înaintată, ultimul capac fiind pus, din păcate, cu un caz trimis de mine, o operație relativ banală de rinichi, iar omul a murit după 2 zile, operație reușită, din cauza nozocomialelor. Deci, și omul, chiar dacă el câștiga foarte mulți bani, atenție, lucra și la stat pe foarte mulți bani și la privat pe foarte mulți bani. A plecat din țară, nici n-a zis unde, deci prietenii lui nu știu unde s-au dus colegii lui. Știm noi cei mai apropiat, ca să zic așa. Deci, asta e o altă problemă. Ce vroiam să insist? Eu văd o rezolvare prin aceea de a contoriza cu adevărat orele de muncă a unui medic, ale unui medic. Dacă tu îi spui medicului, da, poți lucra 40-45 de ore pe săptămână, atât cât îi spui șoferului de tir, de unde scoți tu normă plină la stat, normă plină la privat și la alte 3-4 cabinete medicale unde reușești să lucrezi? Deci, și aici s-a rezolvat totul. Totul s-a rezolvat. Dar sunt medici care s-au decis să lucreze la privat și își dedică tot timpul
unei munci plătite mai mult sau mai puțin corect, pentru că, vă spun, clinicile private, de când s-au ridicat salariile la stat, au mari dificultăți în a-și ține medicii și asistentele, pentru că este dificil să-i dai 7.000, acum asistentele la spitalul județean iau 7.000 și ceva de lei o infirmieră, pentru că are și spor COVID, are și nu știu ce. Și logic, nu stă la o clinică privată cu 3.500 de lei. Da. Foarte interesant analizat dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult pentru acest... Că s-ar găsi un cadru legislativ. Deci nu-i spui lucrezi numai la stat sau numai la privat. Ci să-i contorizeze orele. Dar lucrezi 45 de ore pe săptămână, corect, normate. Foarte interesant. Mulțumesc tare mult pentru acest mesaj. Din păcate, îmi pare rău, chiar nu mai avem timp în momentul ăsta, dar o să revenim, Gabriel, la această discuție. Poate avem ocazia odată să facem o emisiune cu mai mulți oameni care lucrează în sistemul ăsta. Am plecat cu o soluție de aici, cu o soluție sau cu o idee, sau cu un gând. Când a venit domnul Rafila, o să îl prezentăm. Dar, Vlad Mixici, cu ce plecați de aici sau cu ce gând? Culmea, nu m-am așteptat ca ultima ediție să fie mai apăsată în chestiunea de morală și de educație a sistemului. M-am gândit la probleme mai materiale, în primul rând. Nu m-am gândit că e o chestiune de morală și de educație, așa a rămas sentimentul meu. Dar după asta. Era de așteptat, pentru că, știți, poveștile în care există un sfânt moral, etic, care salvează pe toată lumea în mijlocul unui oraș plin de ruine, sunt povești. Sunt basme. Ele, în realitate, nu prea există. Noi nu funcționăm așa. Ori atunci când în ultimii 30 de ani personalul medical în această țară a lucrat în acest context, cum v-am spus la început, niciun medic, oricât de bun ar fi, oricât de moral ar fi la începutul carierei, nu se va putea ridica la potențialul său maxim atunci când în jurul lui se întâmplă ce se întâmplă. Pentru că contextul în care lucrează și în care activează ne influențează pe fiecare dintre noi foarte, foarte mult, indiferent de meseria pe care o facem. Mulțumesc tare mult, Vlad Mixici, pentru prezență. Vă mulțumesc și vouă pentru această lună în care am întors pe față și pe dos sănătatea din România și am plecat cu aceste concluzii legate de necesitatea reparării morale și materiale a acestui sistem. În luna decembrie vom discuta despre cum suntem noi ca români. Și cred că e o bună concluzie asta. O să vorbim și despre cum suntem noi în privința moralei creștine, umane, de toate tipurile, ce ne leagă, de ce nu putem colabora, dar și ce ne ține în viață. Pregătiți-vă despre sau pentru o lună care, cred că în fiecare vineri, va aduce câte o controversă legată de felul nostru de a fi. Până una alta însă o să ne întâlnim și în săptămâna Marii Aniversări Naționale. Eu sunt Cătălin Strimlea, vă spun spor la treabă! Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.